Bună copii, vă spun bun venit la colțul cu povești, maimuțoiul jucăuș. Familia lui Eric și familia lui Amy erau bune prietene și ori de câte ori erau în Rangon, familia lui Harry stătea acasă la Amy. Fica lui Eric, Hare, Aitlen, locuia deja de un an acasă la Amy ca să poată frecventa o școală obișnuită. Chiar dacă era la școală toată ziua, ea avea teme de făcut și după ce se întorcea acasă. Aitlen și familia lui Amy luau masa împreună. În sabat mergeau împreună la biserică și petreceau și după amiaza tot împreună. Iar duminica era totdeauna ocazia de a mai face lucruri interesante unii cu alții. Când veneau în vizită, domnul Harry avea o mulțime de povești de spus. Multe dintre ele erau cu maimuțoiul Joko. Toată lumea se amuza. Joko era de obicei legat, dar uneori se dezlega și de cele mai multe ori chiar în sabat. Noi acum știm că nu e bine ca animalele să stea legate cu lanțuri și curele, dar pe vremea aceea oamenii nu știau. Odată Joko s-a hotărât să meargă la biserică. S-a meșterit și până la urmă a reușit să-și dea lanțul jos. Apoi a luat-o la sănătoasa spre biserică. În Birmania, oamenii își scoteau sandalele sau pantofii la intrare, așa că, din capul scărilor, Joko a dat cu ochii de o mare de sandale frumos aliniate pe rânduri. Trebuie să-și fi zis în sinea lui, după care s-a uitat atent și a ales o pereche care a fost pe plac. După ce s-a încălțat, a pornit pe culoarul principal din biserică, târșuindu-și picioarele. Târș, 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 toată lumea s-a întors să vadă cine era atât de nepoliticos, atât de lipsit de respect. Cel care era la amvon s-a uitat și a dat cu ochii de Joko. Joko s-a gândit să participe azi la școala de sabat, a zis el, și toată lumea a râs. Vizita lui Joko s-a încheiat brusc când domnul Hare l-a luat și l-a dus acolo unde era locul. Într-un alt sabat, în timp ce domnul Hare predica, Joko a scăpat din nou și a mers la biserică. De data aceasta s-a urcat liniștit pe grind și nimeni nu l-a văzut decât când a ajuns pe grinda de deasupra amvonului unde predica domnul Hare. De acolo Joko s-a uitat în jos și îl imita în totul pe domnul Harry. Arăta în diferite direcții, își mișca brațele și se muta mai sus sau mai jos. Bineînțeles că oamenii nu puteau să nu se uite la el. Dar domnul Harry nu știa care e problema. De ce se uita toată lumea în sus și râdea? Într-un final, domnul Harry și-a ridicat privirea și a văzut coada lui Joko atârnând de grindă chiar deasupra capului său. Joko coboară imediat, i-a spus el maimuțoiului obraznic. Joko, coboară! Joko știa că a făcuse o boacănă, așa că a alergat de-a lungul grinzilor și s-a făcut nevăzut. Oamenii s-au liniștit imediat și au început să fie din nou atenți la predică. Dar domnul Harry n-a uitat niciodată ce a făcut Joko în acea sâmbătă. Tu ai văzut la biserică oameni care se întorc și se uită la copiii care fac gălăgie sau sunt neascultători? Dacă ești tăcut și respectuos la biserică, îi poți ajuta și tu pe alții să asculte atenți predica. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!